Femeile social-democrate au marcat în acest weekend Ziua Mondială a Femeii din Mediul Rural, sărbătorită anual la data de 15 octombrie. Președintele Organizației Județene PSD, Doina Federovici, deputatul Alexandra Huțu, subprefectul Paula Berențan, președinta Organizației Femeilor Social-Democrate, Miara Văzdoagă, consilierul local, Silvia Diaconu și vicepreședintele Organizației Municipale PSD, Dana Lăzăruc, au organizat întâlniri cu femeile din comunele județului în scopul informării și preluării problemelor cu care acestea se confruntă. Pentru noi, Ziua Femeii din Mediul Rural are și alte valențe, nu doar acelea de combatere a sărăciei, de a ridica femeia din mediul rural să iasă la lumină, să aibă acces la toate serviciile de utilități, la servicii de educație, la servicii de sănătate și, de ce nu, la servicii de cultură. Este foarte, foarte importantă și cultura în viața noastră. Noi, femeile de la țară, femeile de la sat, că asta reprezintă în România femeia din mediul rural, noi avem un rol crucial nu doar în sânul familiei, nu doar în familia pe care noi o ținem închidată, ci și cu vecinii, și cu ceilalți de pe uliță, și cu ceilalți din zona unde locuim. Doamnele social-democrate au fost însoțite de Florin Gavril, consilier de stat în Guvernul României, și Dorin Birta, vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani. În mediul rural, unde resursele, cum știm cu toții, sunt destul de limitate, contribuția femeilor în asistența socială este cu mult mai importantă decât în mediul urban. Prima comună vizitată a fost Derska, unde Organizația Femeilor Social-Democrate și-a manifestat susținerea pentru femeile de la sate și contribuția lor la dezvoltarea comunității rurale. Și pentru că această zi a celebrării femeii din mediul rural este instituită de 15 ani, să zic așa, de fiecare dată, pe noi ne bucură faptul că avem ce să le spunem doamnelor din mediul rural. Mă uitam pe tema de dezbatere și pe care ar trebui eu să o ating, implicarea femeilor în dezvoltarea locală. Ce înseamnă să ai dezvoltare locală? Înseamnă să fii preocupat de tot ceea ce înseamnă apă, drumuri, canalizare, școli curate, dispensare medicale moderne, într-un cuvânt, acces la civilizație. O altă întâlnire, la fel de interesantă, s-a desfășurat în comuna Vârful Câmpului, comună condusă de femei. Dezbaterile au avut în prim plan rolul și condiția femeii în comunitate, precum și modul în care aceasta poate influența viața familiei, dar și a întregii societăți. În plus, femeile din mediul rural au primit sfaturi pentru sănătate, dar și cadouri din partea femeilor social-democrate. Iar unul dintre femei a renunțat deja la vizita la medic. Motivele pentru care s-a ajuns aici a fost insuficiența mijloacelor financiare, au considerat că medicamentele pe care deja le iau sunt suficiente pentru a se simți mai bine, lipsa asigurărilor de sănătate, distanța față de dispensar sau de spital, dar și încrederea și calitatea în actul medical. În România, sănătatea este scumpă pentru că noi nu am învățat să prevenim. Iar dacă a existat un efect pozitiv al pandemiei prin care am trecut, acesta a fost că a crescut totuși gradul de interes față de sănătate și am început să dezvoltăm programe și să ne concentrăm mai mult pe sănătate și educație. Prima dezbatere pe această temă inițiată de deputatul Alexandra Huțu a avut loc anul trecut la Viișoara, iar ideea a apărut ca urmare a faptului că Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural reprezintă încă o oportunitate de a cere răspicat recunoașterea meritelor pe care le au femeile din mediul rural. Statisticile arată că jumătate din populația cu reședință în România este reprezentată de femei și aproape jumătate dintre acestea locuiesc în mediul rural. La nivel mondial, 1,6 miliarde de femei trăiesc și muncesc în satele lumii, adică un sfert din populația Pământului.